plaja Metalia, lângă Limenaria. Aici este o grotă și un tunel care vine după partea asta până pe partea cealaltă și dintr-o altă plajă mai micuță. Aici a fost o construcție, o fostă fabrică, carieră, nu știu. Și au fost niște stâlpi de rezistență. Plaje cu pietriș, cu plăci de piatră, nerecomandat mai nimănui. Dacă ești docker, da, mergi. În schimb, apa e foarte limpede și curat. Drumul este mediu, drum forestier. Nu știu ce să zic. Dacă vrei să-ți drum mașina și capul, poți să vii aici. Pentru aventură, da. Pentru plajă, nu recomand. Un beach bar, Metalia. Hai să o luăm pe aici, Miana. Ce, e fostă fabrică sau? Da. E și riscant să te urci pe treptele astea.
Uite, și porțile sunt deschise. Mă, să ne cadă dracu ceva pe cap. Ha, e cerul liber. Uite, un sfred, îl pun perete. Cineva care a ciufulit un smochin bine de tot, până l-a rupt. Ce-o fi avut cu el, nu știu. Pentru aventură metalie, dacă vrei să zuc capul, e bine. Aventură totală. Ce-a avut deasupra capului? Uite. Ți-a zis Metalia Cafe. Loc de tras în țeapă. Nu cred. Trebuie să te informezi. Să-l întreb pe domnul Google. El știe cel mai bine. Și acum trebuie să urcăm, să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu altă mașină care coboară. De coborât am coborât, de urcat să vedem. Ia uite, mai e un Logan de Olt. A plecat. Hai că jumătate din România aici este. Neamț, Constanța. Olt, București. Asta cu el. Al lui Ion Bezmeticu. Ungaria. Bulgaria. Aici o altă plajă mică. Aparține tot de metalie. La revedere, Metalia.